Miercuri, FC Argeș va disputa primul meci din acest retur în deplasare cu FCM Târgu Mureș, formație care ocupă primul loc în clasament. Gruparea alb-violetă are ca obiectiv revenirea în prima ligă, iar victoria din prima etapă este obligatorie. Obiectivul nostru al tuturor, deci inclusiv antrenorii de la Centrul de Copii și Juniori, avem această sarcină pentru a promova echipa mare în Liga 1. Mi se pare un meci destul de greu. Eu sunt convins că jucătorii, după această pregătire făcută în Antalya și la noi la Pitești, sunt convins că vor arăta foarte bine și că obiectivul va fi realizabil. După ce Alin Popa a fost selecționat la Naționala României Under 19, Viorel Moiceanu afirmă că pepiniera de copii și juniori a FC Argeș este pe un drum bun și că în curând mai mulți juniori valoroși vor ajunge la prima echipă. Este o mare bucurie, mai ales că tatăl lui a fost fotbalist, vorba de Vasile Popa. Toți ne bucurăm, vedeți și dumneavoastră că în continuare FC Argeș este o sursă de scos noi fotbaliști. Partida FCM Târgu Mureș FC Argeș se va disputa miercuri de la ora 15 și va fi condusă la centrul de Mugurel Vădan din București, ajutat la cele două linii de Petru Gaspar și Bogdan Gheorghiu.